86 de locuri de muncă erau vacante astăzi la nivelul județului Sălaj. Toate se adresează persoanelor cu studii medii sau minim 10 clase. E nevoie de muncitori necalificați, croitori, instalatori sau vânzători. Potrivit datelor de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în prezent sunt disponibile în județ 86 de locuri de muncă. În producție și prestări servicii sunt 13 posturi vacante. E nevoie de instalatori, tehnicieni, lăcătuși, mecanici și muncitori necalificați. În domeniul confecțiilor se caută 45 de croitori, confecționeri asamblori și muncitori necalificați. Posturi libere sunt și în comerț, 28 la număr. Se angajează vânzători, muncitori necalificați, lucrători comerț comerciali, dar și specialist marketing, designer grafică, operator imagine sau reporteri.